Ne spune da, și da, da, domnul, domnul. Așa, eu n-am văzut, numai cum a vorbit-o. Dar ce ați auzit? Asta am auzit că acolo s-a oprit o mașină, o semnaliza stânga, se intre curte, intre în drum. Și a venit, nu știu sigur, că alba sau asta, duba, dar cred că aia e albă. Cei pe partea nu era prioritate la asta și l-a lovit asta. Când a frânat, a văzut că ala semnalizează să intre la stânga, o intra pe contrastânt și l-a lovit pe ăsta. Pe ăla trebuie să-l întrebați, că știi ce mai linia pe șoferul cu microbus de la Fiat Adi. El a fost aici. El... Bă, Adi! Bine, bă! De 6 iunie 2012, în jurul orelor 16, pe drumul național 1C, la intrare în localitatea Cârșeu, s-a produs un accident de circulație în care au fost implicate două autoturisme. Trei victime, conducătorii auto și un pieton aflat pe marginea carosabilului. În cauză se efectuează cercetări pentru a se stabili cu exactitate condițiile și împrejurările în care s-a produs evenimentul. Am fost solicitat la un accident rutier cu trei victime, în care o victimă a avut o contuzie toracică, celelalte două victime cu traumatisme ale membrelor. Au fost transportate de către ambulanța Dej și Maramureș și un echipaj al ambulanței Smurt la spitalul Dej, unde au fost investigate și stabilizate și ulterior transmise spre centrele de UPU Cluj și respectiv cu Baia Mare.